auziți? În decembrie 2022 moare un copil de 10 ani tamponat pe trecere de pietoni. Pe 5 februarie 2023 o fată rămâne fără picioare după ce a fost tamponată pe viaduc. Pe 21 februarie 2023 un alt tip spulberă doi bicicliști tineri, unul dintre care moare, altul cu traume grave. Peste o lună, pe 24 martie 2023, un troleibuz strivește o fetiță de 12 ani pe trecere de pietoni. Și astea sunt numai cazurile de rezonanță. Dar cât se mai întâmplă? Dar de schimbat nu se schimbă nică. Ia veniți încoace, tăți, cam își vă spune Vania Băț. Tăți au fost marcați de tragedia de pe bulevardul Mircea cel Bătrân, unde o fetiță a fost tamponată mortal pe trecere de pietoni de un troleu. La fel cum au fost șocați de copilul de 10 ani mort pe bulevardul Dacia, așa cum au fost șocați de moartea campionului la ciclism, băiatul de 12 ani, sau fata care a fost tamponată și a rămas fără picioare. Toate întâmplate într-o perioadă de timp foarte scurtă. Tocmai pe suflet să-i greu. Unii din șoferii ucigași se mai plimbă cu mașina, sunt cercetați în libertate. Iar cei care au rămas fără copii și fără apropiați, se tem că nu o să le se facă niciodată dreptate. Cazul cu troleul ucigaș sare în ochi, nu că ar și mai puțin tragice celelalte. Dar este o unitate de transport public care aparține la municipalitate. Sare în ochi și faptul că șoferița a fost preventiv pe 30 de zile arestată. Nu zic că nu trebuia arestată, ori trebuia, ori să zic cumva că nu e vinovată. Nu. Vreau ca în acest caz, ca și în alt cazuri, să se facă dreptate. Dar anume acest caz trebuie să meargă mai departe, săpi adânc în putrezeșiunea direcțiilor de la municipalitate. Noi știm cu toții cum funcționează transportul public. E insuficient și întârzie regulat, că e an electoral. Și știți, când e an electoral, apă închizi străzi la reparații, iar restul orașului și el puțin gospodăriește, îi sapat. Martorii care se aflau în troleibus au spus că șoferița se grăbie foarte tare, taxatoarea i-a rugat pe pasageri să urce și îi scoboare în grabă foarte mare și că taxatoarea era telefonată foarte des. Nu cumva îi telefona și ei de la regia transport să se grăbească? Sper ancheta să ne răspundă la întrebarea asta pe înțeles. Apropo, tot taxatoarea inițial spune că fetița nu traversa regulamentar și din cauza asta s-ar fi produs impactul mortal. Era și în stare de șoc și poate nu a observat zebra și ea care practic îi ștearsă de pe asfalt. Să gândești cineva la securitatea pietonilor când face un plan de urbanizare? Mai ales planul urbanistic pe bulevardul Mircea cel Bătrân, care e un bulevard destul de mare? Să gândesc la și vreți, numai nu la securitate. Că l-au împânzit de-a lungul și de-a lat cu treceri de pietoni, majoritatea dintre care îs nedirijate. Regula securității este foarte simplă. Să știi că autovehiculele, troleile, camazurile, furile au drumul lor, că pietonii și bicicliștii au și ei drumul lor. Și cu cât drumurile astea nu se intersectează între dânsele, cu atât sunt mai puține tragedii de felul ăsta și mai puțini oameni mor. Și asta este valabil nu numai pentru Chișinău, e valabil pentru întreaga țară, ca să nu mai avem asemenea tragedii și să nu se mai moară. După atâtea tragedii, ceva s-a schimbat? S-a schimbat un... Aveți, vă spun, tot e putred de corupție, tot e numai politică ieftină. Nimeni nu vrea să-și asume niciun gram de responsabilitate. Știu numai să transmit condoleanțe de care, credeți-mă, nimeni n-are nevoie. Cu fețele lor care pretind a și Doamne ferește și dindoliate. Aici a fost Vania Băț, care dorește pașii, liniște și aveți grijă de voi tăți.